Bună ziua și bine v-am regăsit, stimații noștri telespectatori, la o nouă ediție, la Povești cu Ana. La Povești cu Ana astăzi a venit o prietenă bună a emisiunii noastre, pentru că mie așa îmi place să o numesc. Este una dintre invitatele care niciodată n-a spus nu în momentul în care eu am sunat-o sau i-am scris mesaj, de pe vremea în care realizam Veseliți-vă cu noi, vechea noastră emisiune de aici, de la Info HD. Este o bucurie pentru mine să o am alături astăzi, într-o duminică, prima duminică din luna aprilie, prima emisiune din luna aprilie, și nu este o păcăleală, chiar este Andrada Paul lângă noi și eu mă bucur tare mult. Bine ai revenit, Andrada! Bine te-am găsit, Ana, și ce frumos ai spus, o prietenă veche. Păi da? Prietenă, pentru că tu ai fost printre primele mele invitate. Da, mulțumesc, cu mare drag. Eu am mai spus că de câte ori sunt invitată într-o emisiune și pot să vin și nu am altceva de făcut sau nu am alt program, cu mare, mare drag sunt prezentă. Știu că ai un program foarte încărcat și acum dau din casă, pentru că oricum emisiunea noastră este de așa natură să povestim cât mai mult cu publicul și să le spunem celor de acasă cât mai multe lucruri despre noi. Știu că tu ești foarte deschisă în fața oamenilor și nu ești genul de persoană care să ascundă lucruri. Știu că ești o mamă foarte implicată în viața copiilor tăi și aș vrea să încep prin a te întreba cum este viața de mamă în momentul în care copiii deja au crescut, băiatul tău este deja în clasa 8-a, noi povesteam înainte de emisiune și știi, eu știu din proprie experiență, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Cum este viața ta de mămică acum? Viața mea de mămică este frumoasă pentru că se împarte între un copil adolescent și un copil care copilărește foarte mult, adică adolescentul, vorbim despre Darius, care deja are 14 ani jumătate. Mulți înainte, sănătoși! Și Evelin, surioara lui, 5 ani jumate. Deci îți dai seama că Darius deja merge spre maturitate, discutăm orice. Oricum el a fost un copil, să spun, matur de mic și cu minte, da, m-am putut înțelege. În schimb, cu Evelin este cu totul altfel, este altă fire, alt caracter, este mai rebelă, ca să spun așa, mai independentă. Darius era mai apropiat așa de mine, ea nu are treabă. Cred că dacă o trimit singură în oraș, e gata să meargă să ia autobuzul singură. Știe, cunoaște toată Deva când o duc la grădiniță, deci nu. Da, e frumos, este și greu, sunt griji multe. Acum cu Darius are al doilea examen de capacitate, simulare. Și la primul s-a descurcat foarte bine, eu aveam emoții foarte mari, el în schimb dădea din numeri. Ce zici? Un examen. În momentul în care ai început să vorbești despre copii, ți s-a luminat fața și se vede că ești împlinită în acest sens și în acest punct de vedere, ești un străină, om fericit. Nici tu nu ești străină de lucrurile astea. Cred că noi, ca și părinți, toată menirea noastră, după ce avem copii, este ca tot ce facem, să facem pentru ei. Să rămână în urma noastră ceva, să putem să fim un exemplu bun pentru ei și în fond și la urma urmei să ne bucurăm de ei și de împlinirile lor, să-i susținem, să-i împingem de la spate uneori, pentru că este nevoie, și să ne bucurăm, să avem o liniște și o armonie în familie, să mulțumim la Dumnezeu pentru toate și pentru sănătate, vremurile mai rele și pentru mai bune, pentru că așa înveți să te ridici când mai primești câte o palmă și te mai ridici. E frumoasă viața de familie, e frumoasă viața de mămică. Și mulțumesc la Dumnezeu pentru cele două binecuvântări ale mele. Știu că tu ți-ai dorit al doilea copilaș foarte, foarte mult. A fost bucuria mai mare când ai aflat că ai fetiță sau nu era important pentru tine ce va fi copilul? Că sunt mămici care, vai, îmi doresc neapărat fetiță, îmi doresc neapărat băiețel. Da. Măi, cu bucuria, știi cum, eu normal mi-am dorit atunci, imediat după ce l-am avut pe Darius, pentru că îmi doream doi copii să fie apropiați de vârstă și să crească împreună, să se joace împreună, știi cum, normal, cu toții de altfel. Însă nu s-a întâmplat așa, ea a venit, îți dai seama, la 10 ani după Darius și nu ne mai așteptam și pot să spun că și eu și soțul meu, Marinică Paul, nu pot să spun că mai aveam un plan ca să mai vină al doilea copil sub nicio formă, pentru că ne gândeam deja, avem o vârstă, meseria care o avem, suntem tot pe drum, e greu.
Dar dacă așa a fost voia lui Dumnezeu să vină și al doilea după 10 ani, a fost și fetiță, mulțumim la Dumnezeu pentru toate, pentru mine a fost o bucurie și niciun moment nu m-am gândit să renunț la sarcină. Deși vă dezvălui că soțul meu, ca să spun așa, în ghilimele, un pic a fost terorizam psihic așa pentru mine, pentru că timp de 2 luni cam tot mă presa, știi, să renunț la sarcină, că zice, eu sunt destul de în vârstă, zice, da, și tu ești. Și i-am zis, zic, știi ceva? Zic, dacă Dumnezeu așa a vrut să fie, așa o să fie. Zic, e alegerea ta. Dacă vrei, rămâi lângă noi, dacă nu, drum bun. Eu aleg să rămân cu copiii. Și acum ce spune? Bine, pentru că cea mică e și seamănă foarte mult. Da. Nu, păi îți dai seama că e mândria lui acum peste tot unde merge și când face năzbâtii și tot, el nu, e fata lui tata. Bineînțeles, așa se întâmplă tot timpul. Eu chiar discutam la un moment dat cu soțul meu, în momentul în care face copilul ceva rău, ești ca mamă ta, în momentul în care a făcut copilul ceva bun sau a ieșit în evidență prin ce seamănă cu mine. Să-ți trăiască copila și Andrada, să te poți bucura de ei și să ne bucurăm, de ce nu, și de nepoți, Doamne ajută, cât de repede. Să dea Dumnezeu, cât de repede. Cât de repede. Tu spui și te grăbești. Eu cel mai mare regret al meu este că n-am făcut copii mai repede și mai tânără, pentru că am așteptat câțiva ani, tot timpul, știi, aștept să mai faci câte ceva. Păi dacă tu spui așa, atunci ce să mai spun eu, că a doua sarcină a venit la 40 de ani. Nu contează, dar eu sper ca copilașii mei să nu aștepte foarte mult și să fiu o bunică tânără și o bunică cu poftă de viață și să pot să-i ajut. Pentru că știu că și tu la rândul tău ești susținută și ajutată de mama ta și nu este bine și nu este frumos. Păi vreau să spun că nici nu știu ce m-aș fi făcut dacă ea nu ar fi fost lângă mine, pentru că de când a ieșit la pensie și înainte era cu Darius, când plecam, el a stat la noi. Dar în momentul când trebuia să mergem la evenimente, filmări, cum se ivește, ea fiind, locuind în Valea Jiului, tot timpul făceam traseul ăsta și îl duceam pe Darius la sfârșit de săptămână sau peste săptămână când aveam filmări. Însă acum de când a venit și Evelin, s-a mutat la noi, bineînțeles, pentru că chiar nu mai puteam face față, bineînțeles, că a avut loc o discuție înainte, pentru că trebuia să aleg ori, trebuia să angajez pe cineva, că chiar nu se putea. Nu poți să te descurci. Vezi, eu stau cu ei, fac mâncare de toate, tot păi ce intră în atribuțiile unei mame. Dar la noi se ivesc fel și fel de evenimente și atunci ce faci? Sun la vecinul, sun să las copilul, nu. Exact, trebuie să ai bază pe cineva. Nu poți să ai încredere într-un străin, cum niciodată poți să ai în mama ta. Și bineînțeles că nu m-a refuzat și mulțumesc din suflet, să o țină Dumnezeu sănătoasă și deci tot mama, vezi? Lângă noi. Până la urmă tot la mama și tot mama este persoana, cred că, cea mai apropiată și așa ar trebui să fie pentru orice om, pentru orice ființă de pe pământul ăsta. Mama, știu că tu ai o relație bună, exact, ne-ai povestit și ne-ai dat din casă că mama ta a fost lângă tine și ai o relație foarte bună cu mama ta. Cum crezi că a luat amploare lumea și copiii, pentru că s-au schimbat relațiile între părinți, copii foarte, foarte mult în ultimul timp? Ți-e teamă de ce va veni? Ți-e teamă de relația pe care o să o ai cu Evelin în viitor, când ea va fi adolescentă? Pentru că spuneai că oricum este un copil mai... Da, rebel. Rebel. Măi, teamă nu. Am credință în Dumnezeu, pentru că eu sunt o credincioasă, așa, și am o legătură specială cu Dumnezeu. Teamă nu. Eu știu că este un copil rebel și că va fi total diferită față de Darius. Lumea s-a schimbat, într-adevăr. Tineretul nu mai este cum eram noi. Dar sper ca... când va ajunge să discearnă foarte bine binele de rău și să înțeleagă tot ceea ce eu încerc să-i repet de fiecare dată când reușesc să-i captez atenția, sper să pună în aplicare și să fie atentă, pentru că cel mai frică mi este de anturaj și de oamenii din jur, pentru că, din păcate, printre noi sunt și oameni care nu sunt doritori de bine și atunci e normal să-ți fie teamă, să nu fie atrași în capcane, pentru că ei, de multe ori, tind să creadă că așa cum sunt ei, sunt și cei de lângă ei. Și, din păcate, lumea nu este chiar așa. Da, foarte, foarte frumos și cred că cam asta se află în mintea oricărei mame, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Da. Tu spuneai și înainte de a începe noi emisia, eu încerc să-i ajut și încerc să-i îndrum spre drumul pe care trebuie să-l aleagă. Acum rămâne și la
alegerea copilului. Da, exact asta, scuză-mă că te întrerup, exact asta îi spuneam la Darius când era mai mic, pentru că eu am încercat să fiu o prietenă pe lângă a-i fi mamă și să-i explic tot, dar absolut tot, să discut cu el și i-am zis, zic, o să vină o vreme când mami nu o să mai fie lângă tine, o să ieși cu prietenii, o să vezi fel și fel de caractere în jurul tău și va trebui să discerni tu binele de rău singur și tu să alegi, pentru că eu nu o să mai spun, Darius, nu fă aia, Darius, vezi că nu-i voie să faci aia, că nu-ți face bine. Și atunci totul va rămâne la alegerea ta. Tu îți vei alege prietenii, tu vei alege cum vrei să trăiești, ce vrei să faci, ce pasiuni o să ai și atunci o să vezi cum o să decurgă viața ta înainte, viitorul tău, pentru că totul, în fond și la urma urmei, depinde de alegerile noastre. Da, foarte frumos. Andrada, eu îți mulțumesc pentru că ești atât de deschisă, dar aș vrea să ascultăm și niște muzică cu tine, pentru că știu că tu ai venit cu melodii noi frumoase, pe care cei de acasă trebuie să le asculte, așa că dăm un pic drumul la muzică, după care revenim pentru dumneavoastră. Și sub un cer cu stele plin, între pământul să-l colin,
Am revenit pe lângă calitatea de mamă. Andrada este un artist foarte complex. Știu că tu iubești să cânti muzică din toate zonele, toate genurile muzicale și spuneai că dacă ai cântat doar un stil, te-ai plictisi. Eu mi-aduc aminte din emisiunile trecute. Știu că de fiecare dată încerci să faci câte ceva diferit. Și aș vrea să te las pe tine să ne povestești despre proiectele tale, pentru că eu tot te-am văzut că ești foarte, foarte atentă, postezi foarte des pentru cei care te urmăresc, pentru fanii tăi, pentru admiratorii tăi, pentru cei care te ascultă, publicul tău. Da. N-aș putea să spun că neapărat acum, trăind vremurile de azi, abordăm mai multe stiluri, pentru că noi, de când am ieșit pe piața muzicală, la evenimentele unde ne-am dus, cei care au fost cu noi sau au urmărit pagina noastră de socializare, canalele de YouTube, mass media, au văzut că la evenimente abordăm mai multe genuri și mai multe zone. Mie așa mi-a plăcut. Am zis să încercăm să împăcăm, fiind și tineret și vârsta a doua și mai în vârstă, să împăcăm pe toată lumea. Și cred că un eveniment iasă reușit atunci tu când încerci să diferențiezi. Adică să nu mergi doar pe o singură zonă, doar pe un singur stil, pentru că la un moment dat, petrecând atâtea ore la un eveniment, devine monotonia. Și nu mai vorbesc de zilele în care trăim astăzi, pentru că piața muzicală, ca să zic așa, sau industria muzicală este supra-saturată de muzică, dar există și un dar, ca și artist, când ești acolo, pentru că tu cunoști și știi și tu despre ce vorbesc, când ești în mijlocul unui eveniment, dacă știi să te orientezi și să combini genurile, zonele, să te interesezi de unde sunt invitații veniți acolo la acel eveniment în care tu ești prezentă, să întreții atmosfera. Dacă tu știi să combini genurile, stilurile și să-i prinzi pe oameni acolo pe ringul de dans în continuu până dimineața, imposibil să nu iasă un eveniment reușit. Asta este cheia succesului și din punctul tău de vedere, pentru că până la urmă cred că asta e cea mai mare mulțumire a ta în momentul când e gata evenimentul, lumea s-a distrat. Da. Și bineînțeles că la sfârșitul evenimentului, când vezi că te îmbrățișează toți și vin cu zâmbetul pe față, gazdele și oamenii care pleacă, pentru că de multe ori se întâmplă sau îi vezi pe unii iasă pe ușă și poate nu au curajul să vină să spună vai ce frumos sau ce reușit a fost evenimentul, dar vezi pe fața lor așa o lumină și ochii zâmbesc și bucuria acum. Și pentru noi, de asemenea, cred că mai mare răsplată ca și asta nu există pentru munca noastră. Crezi că pentru tine a fost mai ușor să te adaptezi zilelor de astăzi? De ce spun asta? Pentru că știu că tu de la începutul carierei ai venit diferit. Nu te-ai axat doar pe un stil. Tu ai cântat și blues, ai cântat și de petrecere, ai cântat și folclor, ai încercat de acum, nu știu, 20 de ani, 15 ani, de când eu nici măcar nu cântam și te ascultam pe tine, știu că tu erai un artist care încerca să abordeze orice stil, orice gen. Să știi că acum m-ai prins un pic, nu aș putea spune că ar fi chiar ușor în zilele de azi, chiar dacă eu cu ani în urmă de la începutul carierei mele am abordat mai multe zone și stiluri, cum spui tu că am cântat și blues și manele și etnodisco și tot ce se cere acum la evenimente, nu aș spune asta neapărat că e mai ușor acum. Bineînțeles că ai o altă viziune și e bine că deja vii cu un bagaj din spate, dar după cum vezi și tu și a observat toată lumea, concurența este destul de mare, vin tinere talente din urmă și sunt soliste tinere care chiar cântă foarte, foarte bine, prezența scenică care contează iară foarte mult, trebuie să fii tot timpul, să stai cu clopoțelul, știi? Adică să nu lași deloc să nu-l auzi clin-clinul ăla, deci trebuie tot timpul să, pentru că e foarte mult repertoriu, sunt foarte multe piese care fiecare are preferința lui și ai observat că vin și ne cer fel și fel de piese și atunci trebuie să fii pregătit. Deci nu aș spune că neapărat e ușor. Da, mă ajută bagajul meu din spate abordând atâtea genuri, mi este mai ușor să mă adaptez, dar nu este ușor ca să stai în priză, știi, să fii treaz și atent. Pentru că bănuiesc că
ți-e mult mai ușor ție ca unei soliste care a cântat, nu știu, doar folclor sau doar muzică populară, da, sau siguranță. Doar o zonă, doar Banat, doar Ardeal. Cu siguranță, cu siguranță, dacă vorbim de soliștii care se pretează doar la repertoriu de folclor și avem tot respectul pentru ei, pentru că de la ei pleacă tradiția și duc tradiția mai departe. Însă vreau să vă spun că pe piața muzicală, la început, și noi am ieșit cu folclor. Și iubim folclorul foarte mult, dar eu, mergând la diferite evenimente, cu ani în urmă, am observat că lumea gustă foarte bine și alte genuri muzicale. Și tocmai ce discutam cu puțin vreme înainte, dacă nu încerci să abordezi mai multe zone, nu poți să faci un eveniment reușit și să mulțumești pe toată lumea de acolo. Poate tu, în sinea ta, oamenii ia să joacă, dar un eveniment reușit nu poți să spui că va fi, pentru că, cum am mai spus, tineretul din ziua de azi, ascultând atât de multă muzică și genuri muzicale, dacă tu i-ai ține, mă gândesc și sper să mă iertați, poate greșesc, dacă i-ai ține toată noaptea doar cu muzică de folclor să cânți, să zicem, doar Banat sau doar Ardeal sau doar de Bihor, da? Că mergi în... Mă refer, dacă mergi în zona Bihorului, să cânti toată noaptea doar de Bihor. Merg la Sibiu, cânt toată noaptea jiană și învârtită. Ei, la un moment dat trebuie să mai faci o pauză. Da, trebuie să te uiți în jurul tău, așa pe la mese, și dacă vezi că oamenii sau tineretul plictisit sau stă pe afară, e clar că ceva acolo se cutremură sau pur și simplu îi obosește. Deci noi trebuie să fim atenți, începând de la volume, în ghilimele, pentru că noi, la un moment dat, obosim. Ne obosește auzul, ne obosește psihic, concentrarea noastră, și poate nu ne mai dăm seama, poate dăm prea tare la muzică și observăm că oamenii din sală, unii ne fac semn sau se strâmbă sau e clar că deranjează, și atunci noi chiar nu vrem să deranjăm, noi vrem să aducem voia bucurie, bună. Exact. Da. Foarte frumos ai vorbit, Andrada. Altă întrebare pe care eu aș vrea să le adresez în general invitațiilor de la noi din județ. Cred că pe noi, din punctul meu de vedere, ne ajută foarte mult că suntem din Hunedoara, pentru că mi se pare un județ foarte complex din punct de vedere muzical, pentru că în orice zonă a județului te duci, deja se cântă altceva și atunci automat tu, ca solist, ești nevoit să înveți din toate zonele. Că dacă mergi la Brad, cânti Bihor, cânti Țarină. Dacă mergi spre Ilia, gata, ai schimbat Dobra, ai schimbat registrul muzical, la Orăștie, clar, un pic de muzică ușoară, la Petroșani nu mai zic că se cântă sârbă și jiană ca la Sibiu, și atunci cumva tu trebuie să acoperi cam toate zonele țării la noi în județ. Uite, cred că ăsta este alt factor care pe tine te-a făcut cumva să, cel puțin din punctul meu de vedere, eu așa gândesc, cred că este un factor care pe mine m-a făcut să-mi dezvolt repertoriul. Da, noi, stând aici la în centrul țării, aș spune eu așa, e o zonă de interferență cumva, da? Și pe noi, într-un fel, ne-a favorizat. Eu, personal, când am început să cânt cu soțul meu la început, vreau să spun că eu nu mergeam să cânt, nu aveam nunți la români. Acum, ca să fac așa o paranteză, cântam foarte mult în satele de romi, la țigani, la corturi. Când am început eu să cânt și nu mă cunoștea lumea ca Andrada Paul până să apar pe televiziune. Și vreau să spun că acolo m-am rutinat foarte mult, probabil că cu siguranță și tu ai cântat la ei, și eram foarte impresionată, pentru că eu atunci, în vremurile alea când mergeam să cânt la ei, aveam impresia că se cântă foarte mult manele, folclor țigănesc, și mă gândeam că nu, ce cânt eu acolo când mă duc? Acolo. Păi cred că asta este imaginea fiecărui solist înainte să ajungă acolo. Și am rămas foarte impresionată de atunci, pentru că să știi că acum s-au mai schimbat într-adevăr și la ei, dar ei, la tradițiile lor care le aveau, chemau atunci pe vremuri foarte, foarte mulți folcloriști. La ei am văzut foarte mulți interpreți din toată țara de muzică populară, de folclor, de renume, cum ar fi Florentina și Petre Giurgi, venea de la noi, Mariana Deac, Junii Sibiului, deci chemau câte 4-5 formații cu ansamblu cu tot. Deci era un adevărat festim, spectacol, ca să spun așa. Și când am văzut eu cum stă treaba, zic, stai că nu e chiar așa de simplu.
Deci, ca să nu mai spun că le place foarte mult zona de Sibiu. Deci la ei, când mergeam, cântam la Jiene, de parcă eram la Sibiu. Banat, dar de asta am zis, am vrut să fac o paranteză ca să spun că începuturile mele și rutina mea a fost acolo. Ce frumos! Și când eu am început deja să iau de cântat, să iau evenimente la români, ne suna din anumite zone ale țării, pentru că prima mea casetă a fost de folclor, am scos din zona Banatului, au început să ne sune din anumite zone, nu numai de la mine, că eu sunt deloc din Valea Jiului. Și, bine, am avut norocul și prilejul să merg și cu soțul meu, dar nu foarte mult, cam timp de un an de zile, el a cântat cu Puiu Codreanu și am fost la câteva evenimente și cu ei. Doar am stat și am asistat, nu am cântat pentru că nu aveam destulă experiență, dar mi-a prins foarte bine pentru că am văzut cum se deschide un eveniment, cum se ține, cum trebuie să te comporți ca și soliste, trebuie să vorbești, pentru că sunt multe lucruri în spate a tot ceea ce vede lumea pe care tu trebuie să le șlefuiești. Uite, Andrada, eu chiar aș vrea să dezvoltăm un pic subiectul ăsta pentru că cred că este de folos pentru tinerii care încep acum să cânte, dar mi se șoptește în cască și colegii mei sunt nerăbdători, cred că regia este nerăbdătoare să te asculte. Așa că mai trebuie să dăm drumul la câteva melodii cu invitata mea de astăzi, Andrada Paul, după care revenim pentru dumneavoastră cu foarte multe dezvăluiri din viața ei personală și nu numai. Asta-i nunta nunților, îi nunta oșenilor!
am ascultat melodii cu invitata mea de astăzi. Dacă nu ați stat de la începutul emisiunii alături de mine, este Andrada Paul, o veche prietenă a televiziunii noastre. Așa cum am spus, Andrada a făcut parte din primele emisiuni pe care le-am realizat eu aici la Info HD și a spus da la fiecare filmare, la fiecare eveniment pe care l-am avut noi aici. Andrada, îți mulțumesc încă o dată și vreau să continui discuția pe care noi o aveam înainte de pauza de cântec, da, în care spuneai că la începuturile tale erai mulțumită și să mergi să asculți ce cântă un solist cu nume și să înveți de la el să furi meserie, pentru că meseria se fură, exact, inclusiv meseria de solist, de artist. Da, bineînțeles. Adică, nu știu, consideram să ai un tupeu prea mare ca să, neavând o experiență cât de cât și un repertoriu, să mergi să iei microfonul și să cânți la oameni. Este nevoie, ca și artist, dacă vrei să fii stăpân pe tine, este nevoie să furi. Să furi de la cineva, de la un solist cu experiență. Atât prestația lui și ceea ce vorbește, pentru că în fond și la urma urmei, a cânta la un eveniment nu înseamnă doar a cânta. Da, exact. Implică foarte multe lucruri. Pe lângă repertoriul tău, care trebuie să fie foarte vast în ziua de azi, trebuie să ai și anumite vorbe, da? Vorbe, așa cum spunem noi, niște șticuri pe care trebuie să le spui oamenilor de acolo care își petrec cu tine. Pentru că, mai ales în ziua de azi, dacă ai sta numai la scenă și ai cânta, fără să mergi în mijlocul lor, fără să vorbești cu mirii, cu nașii, cu oamenii care sunt acolo, cred că nu ai putea să aduci atmosfera aia incendiară, nu ai avea cum. Adică totul s-ar preta ca și cum ar fi un spectacol și nu o petrecere privată. Da, foarte, foarte bune vorbe și foarte bune dezvăluiri, pentru că să știi că am remarcat că cei care încep acum să cânte, nu știu dacă sunt conștienți de aceste lucruri, cât sunt de importante și cât de mult te ajută ca om. Și exact cum spuneai tu, trebuie să ai răbdare să pui, cred că, cărămidă cu cărămidă, ca la clădirea unei case, așa este și în clădirea unei cariere, pentru că nu ai cum peste noapte să... Da. Să devii cineva și să reușești să te menții acolo, că până la urmă este greu să te menții. Cred că tu știi cel mai bine ce spun eu acum și cred că înțelegi cel mai bine, da, sensul cuvintelor. Da, este greu să te menții pentru că, iarăși, mă repet, publicul din ziua de azi are acces la foarte multă informație și tu, ca și artist, trebuie să ai un bagaj foarte mare în spate. Destul de mare, da, în spate. Nu știu, sunt foarte multe lucruri de discutat pe tema asta. Despre tinerii din ziua de azi, cum am spus, sunt foarte mulți talentați. Eu singurul lucru, nu aș putea să spun că îmi regret, îmi lipsește și mi-a lipsit dintotdeauna tupeu, cum spunem noi. De exemplu, aveam tot timpul în spatele culiselor sau în micile pauze cu soțul discuția asta și o avem chiar și în ziua de azi. Tot timpul îmi spunea, du-te acolo în mijlocul sau du-te la cutare sau nu vezi că ți-o făcut singur, du-te la masa lui. Sau știu, sunt conștientă de lucrul acesta, că văd și observ și nu este un lucru lui, este un lucru bun la tinerii din ziua de azi, pentru că sunt așa, cu nonșalanță, da, merg. Da, da, da. Foarte relaxați. Da. Mie probabil, nu că o spun eu, o spus-o cei din jurul meu și băieții cu care îmi cântam, zice, tu ai prea mult bun simț, zice, și în meseria asta, zice, nu merge așa. Eu mă gândeam, Doamne, zic, dar cum poți să spui așa ceva, că am prea mult bun simț? Adică și eu mă chinui, mă străduiesc să fiu cu bun simț și voi zice să nu mai fiu nu cu știu, bun simț. Eu am avut o părere despre lucrul acesta și mi-o mențin. Chiar dacă soțul sau alții sau te unii susțin. Și alții, da, nu mă susțin, mă critică din punctul ăsta de vedere. Nu, te susțin eu. Eu am crezut și cred cu tărie că în meseria asta, pe lângă atmosfera care o face, totuși trebuie să ai o barieră ca și solist. Adică trebuie să ai o finețe. Nu poți să te dezlănțui în așa hal la un eveniment ca și artist sau să faci anumite gesturi care deja te scot din punctul ăla de sensibilitate.
Adică asupra ta trebuie să rămână totuși aura aia când vine cineva la tine să spună doamna Andrada sau nu, mă înțelegi ce vreau să spun. Și cred cu tărie că sunt oameni care observă lucrul acesta. Chiar dacă mulți spun în ziua de azi că mă duc acolo, eu s-a terminat lumea, ce fac? Chiar dacă nu cânt la nivelul care trebuie să cânt, să mă pretesc ca și artist, dacă spun anumite vorbe, cum spun eu acolo, și să fiu în centru atenției, gata, e de ajuns. Eu zic că totuși nu e de ajuns. Da. Acum știi cum lumea este liberă să facă ce vrea, dar important e că tu te simți bine și tu... Da. Tu ai ales și așa vrei tu să fii. Acum, tot vorbeam despre doamnă. Tu ești mereu o doamnă foarte frumos aranjată, foarte cochetă. De ani de zile, sincer, eu admir femeile ca tine, pentru că eu în timpul liber, în afară de training și blugi, nu știu să pun pe mine absolut nimic și nici nu am răbdare și nici nu mă simt eu bine. Dar eu de când eram copil, pe tine te știu tot timpul aranjată și impecabilă în momentul când ieși din casă. Ți-ai făcut un stil de viață din treaba asta? Mă faci să râd. Da, sau... De ce spui? Că și eu doar ne-am întâlnit și ne întâlnim destul de des, ca să zic așa. Și eu mă îmbrac foarte mult sport când merg la shopping, da, sau da, la cumpărături, sau merg cu copiii la școală, la grădiniță. Doamne, nu mă duc pe tocuri sau la fustă scurtă, cum spune Marinica. Dar tot timpul ești aranjată, tot timpul ești machiată, tot timpul ți-ai aranjat părul. Adică totuși îți ia timp, ori îți faci un stil de viață, cel puțin eu așa văd din treaba asta, în fiecare dimineață mă aranjez, am tabieturile mele, pac. Dar trebuie să fii foarte bine să-ți împarți timpul, știi, în momentul în care și copii, și bărbați, și casă, și carieră. Hai să spun, mama mea, moștenesc de la mama lucrurile astea, pentru că știu de mic copil, mama mea a fost o femeie foarte... cochetă. O femeie care a avut grijă de ea tot timpul. Deci ea nu mergea la saloane de coafor, nici la manicură, nici la machiaj. Ea și le făcea toate astea singură. Și mi-amintesc că eram copil și o vedeam când își făcea pedicura singură, manicura, și am furat foarte multe lucruri de la ea. În schimb, ea nu aborda, cum să spun, un machiaj din ăsta foarte, scenă, foarte proeminent, ca să spun așa. Dar un ruj așa să colorezi un pic buzele sau un pic de rimel și mergea la servici, dar era foarte cochetă. În schimb, la mama nu-i lipsea tocurile, fusta, mama tot timpul umbla în fustă și în tocuri. Și cred că lucrurile astea de la ea le-am luat, cu siguranță, dar îmi place și mie. Deci, nu știu, cred că orice femeie, acum bineînțeles când ies pe stradă nu îmi fac un machiaj de scenă, renunț total, bineînțeles, la fond de ten, la genele false care, așa, dar cred că contează la noi femeile să ieși puțin aranjată, cred că dacă ai ieșit din casă, ca când te trezești, da, te speli pe față și ieși din casă imediat parcă denotă așa, neîngrijire, mai ales după o vârstă, dacă ești o brunetă frumoasă ca tine. Nu necesită chiar atât de mult machiaj. Însă la noi, la blonde, care suntem mai spălăcite, ca să spun așa, mai deschise la ten, cred că puțină culoare ajută, așa, te înviorează, îți dă o pată de te culoare, face bine, știi? Te simți bine și dacă tu ți-ai creat stilul tău de viață, cred că în momentul în care te aranjezi și ai pus o haină și te vezi în oglindă că arăți într-un fel, cred că îți dă o anumită încredere în tine. Eu cred că în primul și în primul rând, toate astea trebuie să le facem pentru noi. Nu pentru cei din jur. Asta e foarte important. Pentru că, în fond și la urma urmei, trebuie să te simți bine tu, cu tine însăți, în pielea ta. Și dacă tu te simți bine, transmiți și celor din jur energia ta. Foarte pozitivă. Frumos și mă bucur că ai atins acest subiect, pentru că sunt o grămadă de femei care, din păcate, nu pun preț pe ele și fac toate lucrurile de dragul altora. Până la urmă, este important să faci pentru sufletul tău, pentru... Mai te întreba, mai erau oameni care te întreabă, dar pentru ce? Pentru mine. Pentru ce ți-ai luat haina? Exact. Pentru mine. Că te vede nu știu care. Nu, trebuie să mă văd eu în momentul în care eu sunt bine cu mine și sunt fericită și sunt mulțumită. Chiar dacă am nu știu câte kilograme, eu în oglindă mă văd frumoasă și bine, exact, și zâmbesc. Da. Nu trebuie să te mai intereseze. Acum trebuie să ții cont, cred că, și de părerea celor din jur, dar mai puțin.
Dar o să vorbim și despre părerea celor din jur. Eu mai vreau să ascult muzică, pentru că Andrada ne-a adus melodii frumoase, astăzi videoclipuri noi și pe care trebuie să le vedeți și dumneavoastră, în caz că nu le-ați văzut până acum. Joacă nașul, nu se lasă, la 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 la
mami frumoasă, la 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 la. Pătimașei la muzică, la 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 la. Și banica ploaia pică, la 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 la. Cine n-o iubit pe ascuns, la 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 la. Și cine n-o s-o uitat, la la.